Era mai bine dacă era cam pe la Dornești, undeva pe acolo. Și acolo se poate depus un panou de ăsta electric, nu? La aer curat. Nu, atitudinea față de dumneavoastră și față de democrație, pentru că partidii politici reprezintă democrația, cred că deja se înțeleză și dumneavoastră. Acum vreau să vorbim despre încălcarea gravă a Constituției, a regulamentului și a legii privind la partidii politici. Ce s-a întâmplat în sală? Mai concret, o să organizăm luni o conferință de presă, despre care o să vă anunțăm decizia Partidului Liberal, ce ține de respectarea Constituției și a legii privind la partidele politice. Acum, vreau să vă spun că ceea ce a anunțat domnul președinte, că decizia a fost luată în baza avizului prezentat de Comisia Juridică, este un fals. A fost obligat, pentru că eu știu, omul ăsta eu l-am adus, că a fost dat afară de președintele Parlamentului de atunci, domnul Marian Lup. Și eu, ca om, așa cum sunt bun și apreciez, aduc oameni. Dar vedeți că oamenii sunt cei care scolcă fiecare tren, indiferent cine e la volan. A spus că fracțiunile se constituie din reprezintă deputații și nu partidele politice. Așa, ceva de felul ăsta a zis. Adică nu e important partid politic. Strani, logică. Dar cum ajunge în Parlament? Dacă în Parlament poți ajunge doar pe lista partidelor politici. Direcția juridică. Șeful direcției juridice dă aviz care Parlamentul nu se conformează legii și Constituției. Dar unul e aviz a direcției juridice. Vedeți cum stau lucrurile la noi. Haideți să vedem ce spune articolul 4. Ceea ce am spus eu și la tribună. Clar că într-o gălăgie, pentru că sunt deprinși să conducă ei, nu legea. Așa e la noi. Cine e șeful, acela e legea. Articolul 4. Constituirea fracțiunilor parlamentare. În vederea formării organelor de lucru și organizarea activității Parlamentului, deputații constituie fracțiuni parlamentare alcătuite din cel puțin 5 deputați aleși în baza de liste ale concurenței electorale. E clar? Adică partidul care vine în Parlament formează fracțiuni. Precum și o singură fracțiune parlamentară cu aceeași componență numerică din deputați aleși în bază de liste ale concurenței electorale care nu au întrunit numărul necesar pentru a constitui o fracțiune parlamentară. S-a revedere că atunci partidul era pragul mai mic. Adică a luat 4 mandate și nu are 5, așa cum prevede. Din deputați independenți sau deputați neafiliați. Deputații aleși în bază de liste ale concurenței electorale care nu au întrunit numărul necesar pentru a constitui o fracțiune parlamentară, deputați independenți și deputați neafiliați, se pot afilia într-o altor fracțiuni parlamentare constituite potrivit alineatului 1. Fracțiunile parlamentare se constituie în termen de 10 zile după constituirea legală a Parlamentului și funcționează în baza regulamentului propriu. De ce au luat ei decizia de a schimba denumirea fracțiunii PNR, fiindcă nu îi permite articolul 4. Fiindcă scrie că a forma o fracțiune se poate doar în primele 10 zile. Și punctul. Au găsit mecanismul că nu-i formare de schimbare și nu depinde de partide, ci de deputați. Ceea ce este anticonstituțional, astăzi vorbim luni despre aceasta când o să vă invităm la conferință de presă. Acum ce vreau să vă spun? Vedeți că toate lucrurile acestea sunt promovate de președintele Parlamentului. E clar că eu înțeleg că el este victimă, pentru că lui se spune decizia coaliției. Și aceasta este decizia coaliției care se numește pro-europeană, dar de fapt ea este o coaliție anti-europeană, pentru că Europa, pro-Europa, înseamnă standarde și norme respectate, în primul rând legea.
Dacă noi vrem să mergem pe această cale, asta înseamnă că nu mai există de drept și democratic, nu mai există Constituție, nu mai există democrație. Ne repet, democrația se sprijină pe partidii politice. Dacă nu există pluripartitism, nu există democrație, înseamnă că este totalitar. În cazul dat, noi avem exemplu de un regim a coaliției, un regim totalitar. Pentru ei nu contează ce scrie regulamentul, fracțiunile se formează din concurență electorală, ci avizul direcției juridice. Ca să nu spună că este a lor, eu dau comandă și ia Ioane, fă-te un aviz acolo așa, ca să nu spună că noi am decis. Este grav ce se întâmplă la noi. Cu atât mai mult, este un exemplu prost pentru cetățeni. Cum să nu fure cetățenii dacă ăștia fură partide, fracțiuni? Cum să nu fure cetățenii dacă, exemplu, vine de aici, din sala Parlamentului, unde se dă exemplu, poți încălca legea și Constituția? Și noi asta veți ataca la Curtea Constituțională. Luni o să vă invităm, dar pregătim sesizarea. Luni o să fac la conferința de presă. Domnule Ghimbo, astăzi ați blocat tribuna Parlamentului. Știm că pentru asta sunt prevăzute sancțiuni în nou regulament. Eu am luat exemplu de la conducerea Parlamentului care încalcă regulamentul și Constituția, fiindcă regulamentul, cum am spus, spune totul altceva. Prima, regulamentul prevede că am dreptul la întrebări de procedură, la luări de cuvânt și la declarații. În cazul dat, erau chestiuni ce sunt de procedură. Dacă nu mi-a ferit cuvântul, sau mi-a luat încălcat primul regulament și am luat exemplu. Și exemplul îl vedeți în fiecare zi la ei. Și așa și cum și cu voi. Că v-au scos în afara sălii și v-au pus aici ca să... Cum poți să ai atitudine față de presă când știi că presa este principalul criteriu sau principala normă sau principala poziție sau a democrației. Puterea întotdeauna trebuie să fie cu respect mare față de presă, fiindcă presa informează cetățenii. Dar puterea reprezintă cetățeanul. În cazul dat, poftim atunci față de dumneavoastră, atunci față de fracțiunea Partidului Liberal și la general față de Partidul Liberal. Dacă eu să respecte Constituția și legea și regulamentul, credeți-mă că eu nu o să fac așa. Și n-am făcut niciodată lucrul ăsta. Dar deja am obosit de abuzul ăsta lor. Eu sunt legea. Eu sunt președinte Parlamentului, eu sunt legea. Eu sunt prim-ministru, eu sunt legea. Eu sunt președinte, eu sunt legea. Asta nu înseamnă stat de drept democratic. Mulțumesc. Pe mine nu mă interesează. Aceasta ține de competență organului și ei să lămurească. Fiecare din noi. Cel care încalcă legea, domnule, trebuie să poartă răspundere. Eu m-aș bucura dacă aș mă aresta Foxova de aici din sală. S-au deschis dosare penale care dau exemplu de fără de lege. Poftim? În contextul zilei internaționale să aveți vreo să iubească popor la viitoarea lege, așa cum a iubit ei poporul timp de acești ani, 5, 4 sau 5 ani de guvernare.